Yeah! Putea și în gură, ai și steluță sus pe capul. Salutare, salutare și bine v-am găsit, oameni buni! Astăzi, Badea Gheorghe, adică eu, și Badea Ion, adică... Salut! O să jucăm un pic de Terraria, sau mai bine zis, un țâr de Terraria. Badea Ione, hai să începem să ne creăm frumos un caracter. Hai să facem o fetiță, că îmi place cum geme. Facem... vrei să facem împreună o fetiță? Nu, asta n-a sunat tocmai bine, dar voi trece cu vederea. Nu-l credeți, oameni buni. El e de fapt... îi plac fetele. Cred. Sper. Adică ultima oară când am verificat era cu o fată, acum nu știu dacă mai e sau nu. Bun, hai să trecem peste. Ia și creează acolo. Ceva frumos. Punem așa. Mai montăm un pic de butonașul ăsta. E perfect. Putem să colorăm și chiloței, dacă am văzut eu bine. Dacă nu mă înșel. Da. Gata, mă? Ai creat? Deja? Așa de rapid ești? Așa repede te procrezi? Da, am dat 3 click-uri. Bravo. Bun, l-am creat, să-i punem și un nume așa de prințesă care să-i se potrivească. E perfect. Am accept, o folosim și dăm create world. Facem un small, părerea mea, un nume. Perfect. Să pui nume și la aia. Ai pus? Gata? E dat, da. Hai. Acum creează. Se mișcă așa cu talent. Între timp noi urmărim peisajul frumos din Terraria, care e foarte negru, dar ce contează. Și Badea Ioane, ce ne mai spui? Aștept. Ești plin de entuziasm. Sunt nerăbdător. Perfect, a creat parolă. A creat parolă? Hai bun. Să punem și o parolă. Nu, fie, hai. Flăcăi Gaming, accept, starting server. Și așteptăm să ne intre. Perfect, și am intrat. Fix pe buza propastiei. Și taie iarba, taie iarba, taie iarba. Să vedem ce găsim noi bun aici. Mă, care era parola, mă, că nu numere? Flăcăi Gaming, mă, Flăcăi Gaming. Legat? Nu, mă, nu legat, dar cu majuscule, Flăcăi și Gaming. Cum te-au învățat pe tine la școală? Ce nu știi, mă, să scrii. Nu, nu. Nu prea ai învățat să scrii. Mama ta nu te-a învățat să scrii. Nu. Te-ai conectat? Eu așa zic, ar fi trebuit. În sfârșit. Ioniță 2.0, dar de ce ești 2.0, mă? Ce vrei să insinuezi? Că asta nu-i prima oară. Când ce? Când creăm o lume. Da, mă, da. Dar bine totul că... s-a dus dracu. În fine, nu contează. Noi suntem optimiști. Hai să luăm de la capăt. Să luăm de la capăt. Eu o să mă apuc frumos să-mi fac o casă și pe tine te voi jetui de aici, dispari. Valea, 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 valea. Da, eu vreau lângă copac. No, bine, fă-ți casă în copac. Uite, eu mă duc să mor jelibombonul ăsta. Nu, bine, nu vreau lângă copac. Ca să pot să-mi fac... Valea, mă, de aici. Asta e tărâmul meu, pleacă de aici. Îmi fac aici o casă faină. Ia, mă, noi jucăm în 2 sau în 3? Că văd că mai e unul. E un cretinolog ăsta. Nu știu ce e. E Moca de la Terraria. Ți-l dă Terraria. El cheamă Joe. E sclav sau ce? Nu. Nu știu, se tot plimbă pe aici și nu face nimica. Consumă resursele degeaba. Ale calculatorului, bineînțeles. 1% din procesor. Ăla cred că ne zice chestii importante. Chestii pe care probabil ar trebui să le știm. Ți se pare că eu nu știu totul deja? Ca să nu stăm deja. Să căutăm chestii pe net. Crezi că da, nu face nimica? Deja? Dar nu face nimica? Ăla stă să uită la noi cum tăiem lemne și pe aia vrea casă, masă, mâncare, căldură? Da. Nu știu cum îi dai tu... Pune ciotul la muncă. Nu știu cum îi dai tu căldură, dar în fine. La fel cum facem noi fetiță. Facem o casă amândoi... Cum facem noi fetița? Nu, asta n-a sunat bine.
Facem o casă amândoi? Nu, pleacă de aici. A, deci nu vrei să faci o casă cu mine? Ăsta e tărâmul meu, am spus. Deci eu o să-mi fac cea mai șmecheră casă ever, o să rămâi uimit. Mhm. Cred, nu zic că nu. Vei vedea. Damn it. O să-ți placă. Eu zic să nu-ți faci casa prea departe. Păi nu, aici o fac. Dar stai, tu unde ți-o faci? Să știu și eu unde fac. Eu mi-o fac aici. Pe partea cealaltă? Nu, aici. Da, aici. Efectiv. Bine. Ai rămas uimit un pic, a? Nu mă așteptam, ce-i drept. Ia bă, să nivelăm aici. Am văzut o flocoșenie. Te-a tras sau ce? Da, o să mă duc imediat să explorez să văd ce e cu flocoșenia aia. Eu o să fiu cel mai pizdos dintre pizdari. Pentru că voi fi singurul om de pe lume, de fapt, de pe lumea din Terraria, care va avea... Adică eu nu sunt om sau ce înseamnă asta? Nu, tu ești... fine, să nu încep cu glumele proaste. Tu nu ești om, ești femeie. Da, știu, nu a sunat foarte bine. În fine, voi fi cel mai pizdos om din Terraria, care, de fapt, cea mai pizdoasă din Terraria, care va avea pom sub casă. De fapt, îmi voi face un beci acolo, da. Cea mai faină casă ever. Cea mai faină. Faină. Și punem și aici. Așa. Da, și am pus-o de zile. Și punem așa frumos. Deja arată mai bine casa mea. Eu sunt cam prea concentrat aici la casa mea. Observ. Nu-i bine. Observ, ai construit-o fain de tot. Stai că și eu trebuie să sparg. Uite, uita la ce fac eu, da? Treaba frumos. Cum să nu mă uit dacă ți-o faci exact lângă mine? Ce ți-e frică că o să-ți fur planurile? Ceva de genul. Nu există. Că mă, trebuie să și craftăm chestii pe aici, nu? Facem casă cu etaj chiar. Ce cu urâțenia, mă? Vino în casă, vezi, aici taci. Casă de casă. Și-mi fac nu și judeca. Cări. Foarte frumos. Dacă vrei să te muți la mine în casă, o să-ți iau chirie. Aha. Serios. Ce să facem în chestia aia ta? Și facem uite așa. Și uite așa. Arhitect mă fac, mă. Și dacă ți-ai fi dorit, nu ți-ar fi și mai frumos, clar. Cum? Ce aia, mă, că arată ca o... Taci, nu mă judeca, pleacă de aici. Deci, arată exact ca o pistă de lansare pentru o rachetă. A, așa, da, una de aia. Mamă! Da, explică și mie, cum ai gândit-o, că eu nu reușesc să intru în ea. Păi n-am pus încă ușa. Nu, a? Mm-mm. Da, te voi lăsa să construiești. Puteai să o faci un pic mai departe, da? Nu, nu. Mie îmi trebuie șfoară. Și ca să facem rost de șfoară, trebuie să facem ceva. Da, nu știu. Între timp mai merg să mai explorez un pic. Să mai strâng diverse chestii până nu vine noaptea. Am văzut aici un jeleu. Dă-i în gură, dă-i în gură, dă-i în gură, mor, crăp. Unde ești, mă? Crăpi! Bă, nu știu, am omorât ceva pe aici. E un găuz adânc ăsta. Ha? Nu e. Nu știu, în fine. Yes. De ce tu faci acolo, mă? Despre ce tu vorbești? Despre un găuz. Am găsit... Iron. Tași că am găsit Iron. L-ai găsit pe Iron. Da. Uite o flocoșenie, vine un coș de pup. Au! Bă, flocoșenia mă doare. Dă-n mine! Mori, crăp, du-te! E trist dacă te doare flocoșenia. E plumb, bă! E plumb, nu e Iron. Oh.
trebuie să fie 30 sau ce. Găsi și cupru. Și să vedem, opa. Bă, am găsit un pom mare. Și un dâmb. Și ce vrei să faci cu ele? Sau ce, asta e poveste de copii? A, chestia faină e că... și un dâmb. Da. Jeleuri, jeleuri, vino-ncoa, jeleuri. Bun. Cred că ar fi cazul să craftăm niște chestii. Bă, cam vine noaptea sau mi se pare mie? Bă, e posibil. Nimica. Ce să craftăm noi? Craftăm un workbench. Bun. Acum, bă. Și facem niște... Cum dracu a intrat? Torțe. Plus gâtul. Pregăti. Așa. Ce, mă, deja te invadează? Păi logic că mă invadează dacă mi-ai făcut gaură în perete. Nu e adevărat, eu nu ți-am făcut gaură. Și în plus, eu o să montez și sistem de alarmă la mine la casă. Ce, pui un iepure sau îl pui pe Grigore acolo să stea? Cine-i Grigore? Și asta nu face nimic. O, ăsta de sunt tot uită la Grigore, îl cheamă Vasile. Badea Ion, badea Gheorghe și badea Vasile. E de al nostru, nu te lua de el. Și foc ca să-mi țină cald. Nopțile alea lungi de iarnă. Și ce să mai craftăm? Măsuță, nu... Mi-a intrat asta în casă. Nu, ușă, nu ne trebuie nouă ușă. Doamne ferește, ești pe geam. Bă, dar cum făceai șfoară? Sfoară? Dar nu știu dacă poți să faci sfoară. Cred că pe aia trebuie să o cumperi de la fraier de ăștia, de la martaloș de ăștia de vin. Nu, poți să faci și șfoară, știu sigur, dar nu știu cum. Punem aici așa să avem și bec, un bec, doi bec, da, le-am pus cât se poate de simetric, dar o să le las așa ca să enervez lumea pe YouTube, lumea care e obsedată de simetrie. Dar nu-i frumos ce faci, știi? Da, bine, hai că ai dreptate. Din păcate nici eu nu suport chestiile care le nu sunt simetrice. Uf. Amintea, ce vreau să fac, mă? Ce vreau să fac? Ceva neimportant, probabil. Ce faci tu, de obicei, de fel. Și totuși, cum faceam șfoară? Șfoară? Șfoară. Vezi, mă, nu știu dacă poți să faci șfoară. Ba da, știu sigur că poți să faci șfoară. Și un ăsta ne mai trebuie, un topor. Dacă știi sigur că poți să faci, de ce mă mai întrebi pe mine? Că mă gândesc că ești mai inteligent ca mine și știi. Bă. O venit iarna, noaptea. Așa. Dar tu chiar lucrezi la NASA, vă, că... A, da. Am nevoie de o casă. De o casă, de o scaun. Nu de o casă. Ai nevoie de o scaun. Am nevoie de o scaun. Uite, jeli bomboanele alea vor să mă invadeze. Da și pe mine. Vor să-mi intre în... navă. Na, bun. Gard, nu ne mai trebuie resurse. Partea mai nașpa e că a venit noaptea. Hai să trecem de prima noapte. Așa. Și după aia mă gândesc să facem și noi ceva, să explorăm. Păi, clar. Așa ar fi frumos. Oricum, primul episod o să se cheame... O să se cheame, așa? Da. Cum o să se cheame? Bine. O să se cheame noaptea. No, ce e ăsta, mă? Și de aici ce faci? Dau cu capul, nu-mi place. E defect. Vine și dai cu capul, nu-i problemă. Mă, dar n-am lemn, mă. Jeleu. Și închide ușa. Bă, îl omoară pe Grigore, Vasile, Ion. Dă-i în bot. Dă-i cu săbiuța. Păi nu mai da cu târna copul în el, frate. Dă-i de cu ce? Sabia. Mi-a intrat jeleu în casă. Hai să mă ajuți, hai să mă ajuți. Uite-n în jeleu. Du-te, bate-l. Vino, mă, încoași, ajută-mă. Uite că-l bate pe badea Gheorghe ăla, Ion, Vasile. Cum l-o chema? Dă-i acolo. Păi dai și tu, mă, în continuu, nu? Păi da. Am luat deci, silver. Te mai cunosc ca și prieten.
loc. Bă, dar ăștia sprat, frate. Dă-i acolo în bot. Mi-au intrat în casă. Bă, handicapatul ăsta a venit și mi-a deschis, a deschis ușa să intre ăștia în casă. Tu dă-i rescue. Dă-i. Aha, unul a crăpat. Țac, dă-i și în ăsta. Dă-i în bot. Dă-mă-n el. Pușcă de crapă. Hai că mai are un pic. Deci nu pot să cred. Cum să mă omoare pe mine mereu unul bunilor și tu să scapi? Mă duc să-mi bagi să zicem că-i noroc. Nu mai, nu, nu. Mă, dar ăștia când omor nu-ți dau lemn? Nu, uite steluță, uite steluță, hai la tata, hai steluță, hai steluță. Ciori! Gata, am luat steluța, fuguța, fuguța cu steluța. Fuguța, fuguța, fug, fug, fug. Deschide ușa, bă! Bă! Hai, intră! Hai, mă! Dar intră azi! De ce n-ai intrat? Deci am murit de 3 ori, cică de ce n-ai intrat? Mi-ai deschis-o și mi-ai închis-o la loc în bot. Ah, scuze. Nu mai vorbesc cu tine. Dar nu pot... Să mă, că nu... O să castez singur tot meciul de acum. Bă, nu pot să mai des... Nu mai scot un sunet. Apa asta am putut să deschid. Nu mai scot un sunet, tot meciul. Dar nu pot să deschid ușa de mormintele tale. Nu pasă. De-aia nu puteam să deschid ușa. Nu mă interesează. Nu mai vorbesc cu tine. Nu mai scot un sunet. Doamnelor și domnilor, Badea Gheorghe se retrage. Badea Ion. Badea face let's play-ul singur. Yay, în sfârșit. Bă. Bă, fă-ți toată casa să-l mut pe pulă ăsta la tine în casă, că tot vine și-mi deschide ușile. Deja mă enervează. Jo. Nu mai vorbesc cu tine. Bine, dar fă-ți casa. Și în plus, ai impresia că la mine e hotel? Ceva de genul? Nu. În casa aia a ta, care arată ca o odaia de lansare pentru NASA sau... Aia... Nu pot să pronunț cuvântul ăla urât, dar... Ce, mă? Casa ta arată ca o culă. Nu? Da. Nu? E o navă spațială. Nu te-ai jucat destule jocuri pe SF. Asta nu e navă spațială. Ba da, să nu vezi că e gata pregătită de lansare. Nu. Ăsta este un penis în erecție. Clar. Bă, iar a venit Superman. Ai foaiele cam mici, dar ăla nu e Superman, e Michael Jackson. Hai să-l coace. Să-l batem. Bă, nu-mi strica... Ți-am făcut ușă. Mamă, vin la tine și ți-aș stup gaura. Atât îți trebuie. Vezi că asta e iar n-a sunat foarte bine. N-a sunat bine deloc. Deloc bine. Și că fii și ți-aș stup gaura. Bine să zic că a murit din nou. A, căcat. Bine că mi-ai găurit casa și nu mai am destul lemn ca să o umplu. Nu râde. Hai și umplem casa. Umplem gaură aici. Nu o lăsă goală. Deci iar n-a sunat bine. Chiar deloc. Trecem cu aceea și umplem gaura odată. Oamenilor, credeți-mă, chiar are o prietenă. Și e de sex opus lui. E de sex opus lui. Nu orice caz. Hai mă, trecem cu aceea să-ți dau și mormintele tale înapoi. Dar nu mă interesează. Ce să fac cu ele? Să mi le pun statuie sau ce? Adică vrei să vin să te ajut să-l bați pe ăsta. Hai, ajută-mă. Așa, dă-i. Da, mersi, mă, butule. Dar nu mai deschide toate ușile. Dar nu eu. Joe ăla. O să crăpăm aici. Hai să-l batem pe ăsta. Hai așa. Nu, i-am omorât pe toți. Ești fericit? Vrei să-ți umplu gaura? Te rog. Nu știu de ce am impresia că ai o satisfacție. Nu, vezi, mă, pot să n-am o gaură goală. Gata, poți să fii în extaz, ești plin. Yeeey! Tu te ași în gură, ai și steluță sus pe capul. Iii! Căcat. Dar cum ajung la ea? No, dar hai că am nevoie de tine să mă ajuți, măi, să mă... Să... Gaura, să ce? Fac aici frumos. Ce? Să-mi fac căsuța. Ce? Căsuța? Căsuța mea, asta faină. Bă, caveman-ule, faci tu o casă la suprafață, nu în pământ. Nu, eu sunt negru și mie îmi place mai la întuneric.
Bine, nu-s chiar negru, sunt roșu, dar nu contează. Da, nu, dar hai mă, nu treci odată noaptea. Unde? Înăuntru. Te-mi pulă. Na. Ce cu asta? Ești îmi place. Ești de la mine. Gata. Bă, lăs scaunul meu. Bine. A fost. Nu, bine, gata, ți-l dau înapoi, că știu că după aia vii și îmi fur tot din casă. Ia-ți înapoi. Unde-s scaunul înapoi? Ia-ți înapoi urâciul de scaun. Oricum era urât și nu se ieși afară, tărsi. Pa, du-te. Și totuși, ajută-mă să faceando șfoară. Mie trebuie șfoară. Dar nu cred că putem. Ba da, uite facem. Ăștia, cred că trebuie să cumpărăm. Uite, încă ăștia în pula mea. Ta na na. Deci, hai să vedem ce e aici. Punem asta. Pute- unde? Pune. Putem să facem un blid cu supă. Cu ciuperci. Mmm. Să facem supă de ciuperci. Șmecher. Tu stai acolo și fă nimica, că eu strâng chiatră și fac multe chestii. Stai în casa aia ta ca o pulă. Stau, mă, nu ca tine. Că asta ta chiar arată ca o pulă. Pardon, penis, să vorbim. Vrei să-ți fac așa ca un vecin bun o plăcintă de dovleac? Nu, că tu mă otrăvești mai mult ca sigur. Bă, dar nu mi-aduc prieteni în casă, te rog, e frumos. Hai păsărică, hai. Așa, hai încă. Hai, deci, bine. Știi ce înseamnă asta, război, nu? Da, n-am făcut nimic, eu pot să vin pe la tine, pe acasă. Te-am vizitat. Gata. Asta înseamnă război. Și, ca să te țin departe de casa mea, voi ridica un zid. Bă, mulți de aia răi. Bă, nu! Păi fă-ți-mi pui mei tavan la casă. Nu, că-mi trebuie... Să nu-ți plouă cu zombi. Nu am cum să-mi fac tavan. O să-mi fac un zid împotriva ta. Aia și-ți trebuie, bravo. 3-1 pentru tine. În sfârșit mă simt și eu mai bine. Bine că mi-ai dus zombalău în casă și mai am unul pe acoperiș cu care mă bat. Ești ok? Bă, dar dau bani frumoși ăștia. Da. Omoară-l, omoară-l, dă-i. Da, omoară-l. Uite-o stea. Mori, crăpi, bum, poc, șeșc, bum, poc, șeșc. Mori, mă, odată, mă! Bun. Bă, eu mai am nevoie de lemne. Ai lemne cumva să vai să dai? Da, multe lemne. După dar jumătate de oră de dat cu târnacopul în copac, mi-am dat seama că ar trebui să schimb ustensila. Bă, hai că se crapă de ziua. În sfârșit. Da. Scăpăm dracu de zombie aia. În sfârșit n-ai făcut o glumă despre se crapă. Dar am gândit-o. Eram sigur. Uite în costeluță. Am mâncat o zombalău. Mă, dar... Zombalău ăla mi s-a părut mie că am mâncat steluța. Și dacă am mâncat steluța s-a făcut mai pizdos sau? N-am mâncat steluța, a ucis-o. Nu, serios. Serios, a omorât-o. Știi că ăla vine după noi. Bă, dar nu fi bulangiu, că noi săpăm aici amândoi și tu... Dă-i în gână. Badea vasâlă ăla cu tine are treabă, nu cu mine. Auzi? Pufosenia! Dă-te mă că mi-am plac pufosenile! Pufosenie! Poc! Uleu! Asta nu e de-aia prietenoasă. Hai că măcar au cam dispărut zombalăii. Trebuie să mă învăț minte că pufosenile alea nu-s prietenoase. Da, au dispărut zombalăii că deja se crapă de ziua. Hai să-ți arăt ce am descoperit. Ce? Ceva ce se crapă? Nu. Hai cu mine, bă, hai cu mine, bă, hai nu cu mai mine, lăsa șoturi de-astea, taie și tu copacul mai de la bază. Hai cu mine! Hai cu mine. Hai. Uite ce am descoperit, stai, vină. Săr peste pufoșenie. Un dâmb. Exact, și ce avem în vârful dâmbului? Vreau. Dacă ai fi un copil de la vreau. Ce vrei? Ai nu tu. Ziceai că vrei lemn? No. Poftim lemn. Tone de lemn. Bă, am o idee. Da. Hai să ne ducem să demolăm casele alea și să stăm în copac. Nu. Că e fain, e cald în copac, e cald, e fain.
casa mea, nu e prea departe de unde mă dă când mor. Păi nu-i problemă că ne facem pat și schimbăm unde ne dă. Ce ne facem? Pat. Tu vrei să-ți faci pat cu mine? După aia serios? Să facem o fetiță. Ce să facem o fetiță? Bă, cretinologul. Cretinologule, suntem două fetițe, deși dacă vrem nu putem să facem o fetiță. Găsim un iepuraș. Ne ajută el cumva. Gata. Yay, ce ușă impenetrabilă reușit să pui. Bă, trece iepuroiul. Dar cum acolo? Zi, trece iepuroiul. Bă, ce de lemn n-am. Eu ce căsap. Taca paca. Ce mai avem noi pe aici? Nu. Și totuși. Ne facem niște de-astea. Te bă, ce-am făcut mă pentru tine. Da. Și o... Facem infrastructură aici. Nu! Nu îmi trebuie. Cășcă. Nu pot să-mi fac cășcă. Uf. Hai să te ajut și eu. Deci, abandonăm căsele alea? Nu le abandonăm, o să mergem să luăm materialele din ele, dar nu putem, frate, trebuie să stăm în copac. Da, deci, eu vreau să-mi fac deci casă și să ar fiu... Deci fi o crimă împotriva umanității să nu stăm în copacul ăsta. Vreau să fiu singur... Bă, dar eu nu pot să sap copacul. De ce? Acum mai bine poți? Dar nu cu ăla, mă! Da, cu care? Copacul nu te ajută cu toporul la copac, te ajută cu târnacopul. A, da, că ăsta e copac din ăla șmecherul și... Eu îmi fac o cameră iese la coaia. Mai sus. Bă, dar ne... mai sus se îngustează, trebuie să-l peticim. Să-l peticim. Ne trebuie funie. Da, ia o să găsim sau o să cumpărăm, vedem noi. Nu, hai, pune scară de-aia. Wow. Bun, așa. Hai că facem progres. Aoleu. Trebuie să petrecem acolo sus neapărat. Mama natură. Hai că eu săp. Și tu pui... E bine. De tot. Prea sus. Hai, tu construiește. Uite că ne-am împăcat, mă, și nu ne mai facem case separate. Ce drag e la aș. Dar totuși trebuie să punem și tapet. Da, să punem. Da, punem tapet de la tablă de aia. Chiatră. Bă, dar hai, mă, construiește. Oare sus e gros? Sus e mare, gros? Putem să ne facem camere sus de tot? Ce șmecher ar fi. Construiește. Platformă? Da. Mai sus. A venit ploaia. Și ce mă, ți-e frică să nu te uzi? Ups. Mă, dar deja vine noaptea. Da, noi bani, mă, lasă că noi stăm în siguranță la căldurică, aici nimeni n-are ce să ne facă. De tocmai de aia mi-e frică că-s cu tine la siguranță și la căldurică. De nu, no, e ok, mă, e ok. Stă. Uite un păsăroi. Peseriche. Peseriche. Na, pune rampă de-aia. Dar stai, mă, să o completez aici. Pune rampă. Amu. Pune. Trece așa, acolo. Ridică-mă la cer. Mai trece... taie mai în dreapta, mai taie mai în dreapta. Colea. Uite așa. Noi suntem primii oameni care nu taie pomul. Da, îl scobesc. Îl scobesc, da. Uite încă o peseriche. Nu e visul tău dintotdeauna să trăiești într-un copac? De ce ăla-i visul tău? N-a sunat bine. Să ai o casă de aia, copac, mă. Un treehouse. Într-un copac. Bă, îl atrage în mine. Bine, dă-l, eu moară-l. Să te mănânce. Uite că a venit și iepurele și toți. Pleacă. A venit toți. Piei. Dar știu de ce a venit.
Că n-avem lumină în casă, mă. Harpia asta... Da, nu, boză gre, m-o bătu. Iarăși. Deci, am reușit să mor, cred că de... 5 ori până acum. Și ție nici măcar nu-ți pasă. Aaa, nu! Uite un pestisor, uite un pestisor, gata. Nu mai e pestisorul. A, nu ce? Ai crăpat? Ai murit și tu? Nu, nu, m-am făcut că-mi pare rău că am murit. A. Uite, ești mai frit acum. Blue slime. Bă, dar eu cum intru înapoi în căsuță? Pe acum fac ușa, stai așa. Observ. Bă, da. Fă gaură acolo să pun repede ușa. Gata. Bă, de ce ai găurit ușa? Hai mă, pune ușa, bă, pune ușa. Dar nu pot, că hai că omor eu păsărică. Mai trebuie completat. Păsărică, păsărică, hai cu mine sus în dormitor. Pune ușa. Dar nu pot încă. Omoară, așa, acum, stai să pun ușa. Îi dau cu lemnul în cap. Ia, plăci, plăcinte. Ia, plăci, 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 plăci. A, mă, bă, nu strica munca unei generații. Așa, treci și golești acolo. Adică, ce vrei să spun? Auzi, dar fă și tu ceva benefic, n-ai făcut nimica. Acum, asta eu am muncit toată ziua și tu n-ai făcut nimica. Când am coași, construiește sus, nu mai pune bec. Trebuie bec, altfel, nu altfel trebuie la bec. Par fraieri ăștia. Punem după aia bec. Hai că dacă ești cu minte și construiești frumos, promit că-ți dau un cadou. Nu, nu, e un cadou fain. Mm-hmm. A, sau stai să văd. Așa ziceau și aia cu calul Troian. Ia. Ce? Ia. Mersi. Mersi, mersi. Și acum pune una și treci la treabă. Hai, construiește rampa. Hai! Stai așa să-mi fac și cască. Vrei și tu o cască? Zi-mă, vrei o cască? Dacă te las inima. Ca să-mi dai și mie. Și punem și un de ăsta. Facem. Că de ăsta n-avem. Bă, dar noi avem un problem. Că n-avem camere. Hai, hai că ai luat casca, ai luat casca. Ce cameră, mă? Păi, dar n-am unde... Video, da. Bă, dar pune-te în aceeași echipă. Pune-te în echipa roșie. Dar nu eram. A, nu, nu eram, bă. Nu eram. Deci nu mă vrei, nu vrei să stai cu mine în echipă. Da, mă, că s-a întâmplat așa. Hai mă, construiește aici ca să ajungem sus să putem să facem cameră mare da, acolo. Da, 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 ce să facem de bairam, așa, ta-na-na-na, să ne distrăm. Așa, rampă, fă rampiță. Dar nu văd de numele tău. Adică ce vrei să spui? Adică ai un nume mare și urât. Pardon. Ta și sapă. Perfect. Mai bine de atât nu puteai să pui. Ta și construiește. Hai, ridică-mă la cer. Bun, acum mai punem o rampă. Hai că mai avem un pic. Bă, stai că încep iară să vină ăștia. Da, dar nu pot să intre. Păi nu poate să intre deocamdată. Bă, dar tu ai construit drept sau? Da. Ai reușit? Nu mă judeca. Sparge aici, deasupra mea, așa. Mai sparge. Mai sparge, mai sparge. Așa, gata, am terminat. Bun. Ce vrei, rampă? N-am. Ia. Perfect. Și acum pune bece. Fă lumină. Fă să fie lumină. Da, șeful, acum. Acum șeful. Punem, am pus. Perfect. No, hai să facem aici o cameră faină. Nu. Hai, construiește. De ce ai găurit acolo? Păi, de acolo ne apucăm, pune o rampă. Unde aici? Nu, cât mai sus. Acolo, e bine. No. Și acum sărim. Și de aici începem și facem camera, știi? Camera sau camerele? Camera. Că eu stau sus, tu stai jos. Bine, hai camerele. Să nu zici că sunt. Hai, pune mâna și sapă. Amu.
Păi și tu ceva muncește. Facem cameră cu etaj în casă cu copac. Nu, stai. Facem casă în copac. Nu, facem în copac casă cu etaj. Da, facem în copac casă așa, cu etaj. Facem, gata. În etaj casă cu copac. Bun, hai. No, ce ai zis tu acolo? Vezi să nu strigi de tot ca cretinul de mine. Păi uite cum am făcut. Îmi fac aici, mă. Hai să te ajut. Fac fondații. Ai, tu ești menar? Cum? Ai lemn, nu? Da, 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 da. Am 42 lemn. Aha. Wow. Ce e puțin, nu? Da. Olan. Foarte. Sărac. Las că-ți dau și eu lemn. Lasă-mă că iau din copac. Nu îmi trebuie, bă, nimica de la tine. Că nu știu decât să cer înapoi. Bă, dar tu vezi cât de sus am ajuns. Wow! Tu vezi cât sar. Tu vezi cât sar. Deja forța gravitațională nu mai e la fel de puternică. Da, pentru că este foarte înalt acest pom. Cum ar fi să fie un pom chiar așa înalt? Așa. Ar trebui să fie până undeva pe la... după lună. Dăm cu toporul. Care e ciocană, nu mai contează. Pune și tu niște bec aici. Hai că eu fac tavan. Ce construiești tu acolo? Băia bun și flăcos. Nu zic, nu zic. E surpriză, ce vrei back? Mai facem o cameră sus? Hm? Stai mă că trebuie și... trebuie să mă duc până jos la masă. Bă. Stai că n-am pus bine asta. Uf. Bun. Dar n-am destul lemn, că trebuie să fac tapet de ăla. Am eu un lemn. Mai facem o cameră aici deasupra, ce zici? Păi, cam aia... Ca una mare, așa faină. Bă, hai să mai punem torță. O torță. Încă o torță. Încă o torță. Ce trebuia să fac eu aici? Să pun lumini? Nu știu, te duceai la masă, nu știu de ce. Ah, mă duceam la masă. M-a chemat cineva la masă. Bun. Ce voiam mă să fac la masă? Ah, ciocan? Nu ciocan. N-am nevoie încă de ciocan. Ah, voiam să fac tapet. Da, și te plângeai că n-ai lemn. Cum, ne mă plângeam. Nu mă plângeam, pur și simplu spuneam așa obiectiv. Bun, și că construim noi... A, ba nu, că avem un furnal. Bum, l-am pus jos. Și totuși, cum facem ață? Poc, 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 poc. Uite ce fraieri sunt ăștia. Vor să mă mânce și n-au cum. Hai că trebuie să fac și un ciocan. Aole, dar nu mai am lemn. Dă-mi lemn, te rog. Nu. Hai, te rog. Nu. Te rog. Te rog. Mersi. Dar vezi că nu mai am deloc, m-ai lăsat fără. Mersi. Nevertheless. Bine că am sicrie de ale tale. No, bravo că le-ai adus aici. Știi că trebuie să mai facem niște scări așa cumva în sus și niște... Și o funie ne trebuie, aici. Și funie și să terminăm camera de sus. Da, vezi că tapetul ăla de-l faci tu nu-i prea bun. Că e diferență. Da, păi, eu zic... păi da, de-aia golesc tot tapetul de aici. Aha. Da, eu zic totuși să o lăsăm pe data viitoare. Să vedem în episodul 2 ce iese. Dacă reușim să construim căsuța din copac. Sau okay. Dacă gata, ne întoarcem înapoi la căsuțele alealte. Nu ne întoarcem la alea, surâte și... Surâte, a? Facem poste. Construim aici? Facem frumos? Acum. No, bine. Aici Badia Gheorghe și cu Badia Ion vă spunem la revedere și până data viitoare, numai bine, v-am pupat! Pa, pa! Pa, pa!